atâția oameni cu calități extraordinare se irosesc în nimicuri. Știu mulți oameni care au îmbătrânit în slujbe pe care le urăsc sau în situații în care se simt blocați și care le consumă cei mai importanți ani și cele mai bune energii din ei. E o mare tristețe să trădezi visele copilului din tine. Sigur, au doza lor de naivitate, dar au acea prospețime, acea prospețime care le face reale, consistente. Oamenii, dacă își găsesc acest potențial care zace în ei și care strigă prin visele copilăriei sau prin idealurile maturității, se simt împliniți și intră în rosturile lor. Dar foarte mulți amână să facă asta. Sunt oameni care amână ani de zile, zeci de ani. Și asta a fost și cazul meu. Eu știu exact situația asta. Am trăit lucrul ăsta. Nu știu, deși a devenit destul de cunoscută activitatea mea sau prezența mea publică în ultimii, eu știu, 15 ani, puțină lume știe că în adolescență am fost un om foarte dificil, un om chinuit, un răzvrătit, un poet rebel, un rocker, eram fan Black Sabbath, cu mari chinuieli și frământări existențiale așa. Din păcate am fost mereu în tensiuni cu părinții mei. Săracii își doreau un copil cu minte, ascultător, care să se facă doctor sau doctor totuși. Ei aveau cele mai bune intenții, atunci îmi puneau foarte multe lucruri la dispoziție și eu mă simțeam cumva dator să le împlinesc visul și viziunea lor care o aveau pentru care și-o făcuseră, pentru destinul meu. Îmi puneam foarte multe lucruri la dispoziție, deși erau oameni simpli și cu resurse puține. Dintre lucrurile care mi le puneau la dispoziție, mai puțin au fost libertatea de a-mi alege direcția în viață. Și în felul ăsta, din cauza asta, am ajuns student la medicină. O parte din mine era recunoscător, eram recunoscător pentru tot ce mi-au pus la dispoziție, dar o parte din mine se revolta și căuta alte direcții. Eu chiar mi-aduc aminte că în primul an de medicină mă gândeam, în fiecare lună mă gândeam, oare la ce facultate dau eu la vară, și îmi imaginam cum mă lăs de medicină și mă apuc de altceva. Aveam prieteni la alte facultăți și am mers în vizite la cursuri care mi-au plăcut foarte mult, la facultăți, cum ar fi la filozofie, la psihologie, la teologie, la sociologie, cursuri care m-au marcat și care m-au făcut să mă întâlnesc cu marile probleme ale gândirii omenești și cu marile cărți ale omenirii. Tot în acea perioadă, în primii ani de facultate, au existat niște întâlniri întâmplătoare, să zic așa, cu câțiva oameni providențiali care mi-au schimbat destinul. Cel mai important a fost părintele Iustin de la Petru Vodă, care m-a uimit cu bunătatea și cu înțelegerea, cu puterea lui de pătrundere. M-am simțit așa la nivelul meu, la care puteam eu atunci înțelege lucrurile. Lucrurile au evoluat, eu am devenit medic, m-am căsătorit, după anul 4 de facultate m-am căsătorit, după când am terminat facultatea, 6 ani, aveam copil de 2 ani, m-am întors în orașul natal, în Suceava, am început să lucrez la cabinetul privat pus la dispoziție din nou de părinții mei, care mi-asigurau tot ce trebuie. Și am început să lucrez, să fiu, am fost un medic bun, pentru că încercam să fac lucrurile ca la carte, cumva. Eram apreciat de pacienți, mai ales pentru abilitățile de comunicare, foarte importante în medicină. Și eu, lucrul ăsta, aveam întotdeauna, am avut o empatie născută. Mi-aduc aminte de când eram foarte mic, empatia asta mă făcea bun ascultător și deveneam confesor pentru oamenii care erau în jurul meu. E un talent, un dar interesant, mai că
e greu de purtat pentru un copil de multe ori, pentru că, nu știu, un copil de 16 ani care se trezește cu adulți care îi spun lucruri tainice, secrete din viața lor și mă trezeam cu oameni plângând, povestindu-mi lucruri. Era un dar greu de purtat în vârsta respectivă. În fine, acum să trecem cumva peste lucrurile astea. Mi-aduc aminte că încă din primul an care lucram ca medic în Suceava, în cabinet privat, eram apreciat de pacienți, aveam oarecare succes, așa. Totuși simțeam o grozavă neîmplinire și se părea că nu am timp să fac lucrurile pe care le consideram cele mai importante. Aveam așa o senzație de că sunt blocat într-o viață în care o viață care nu e a mea, pe care nu o gândisem eu. Și mi-am dat seama că a fi medic bun și a câștiga un trai decent pentru familia mea nu era ceva care mă împlinește, nu era o satisfacție. Și treptat devenea o povară lucrul ăsta. Cum am ieșit din criză? Am făcut o reevaluare a situației, o reconfigurare a traseului. Am încercat să înțeleg ce anume, ce forțe, ce sunt, care zac în mine ca lei în cușcă și mi-am stabilit câteva obiective cu termen limită și mi-am limitat programul la cabinet și am început să lucrez, să-mi fac un program paralel pentru a lucra la aceste obiective. Au fost bateri, au fost reevaluări, ajustări ale obiectivelor, reformulări. În final, mi-am clarificat cumva misiunea personală și mi-am elaborat așa o strategie personală care treptat cu răbdare și perseverență mi-au schimbat viața. Și cumva am prins aripi, viața căpăta sens, gust, valoare. Era altfel. Alături de câțiva prieteni am înființat Asociația Bucovina Profundă, care este destul de cunoscută, și am început să facem tot felul de acțiuni culturale, educaționale, conferințe, seminarii. Am adus speaker pe care doream să-i văd încă de când eram în facultate. Am făcut programe cumva non-conformiste de educație pentru tineri. Acțiuni civice, ne-am implicat în mișcarea Provita, simțeam că lucrurile curg cumva în rostul meu. Și o să spun, proiectul care a fost cumva proiectul de suflet a fost proiectul Arcus, un proiect de educație alternativă, greu de încadrat cumva. Și vreo 10 ani am făcut lucrul ăsta cu tineri, liceeni și studenți. Făceam întâi cursuri în școli, după care făceam ca un fel de club. Și întâlnirile astea cu tinerii erau practic un grup mic pe care eu îi consiliam. Și era acolo, îi pusesem o grămadă de denumiri de-a lungul timpului, că nu știam cum să-l încadrez. Și nici nu țineam neapărat să-l încadrez, dar rezultatele erau foarte interesante cu asupra vieții tinerilor și asupra vieții mele, practic. I-am spus cerc de hermeneutică a realității, laborator de cultură și atitudine românească. Făceam acolo, nu știu, educație non-formală, dezvoltare personală, coaching, mentorat pentru excelență și alte denumiri sofisticate, pentru că nu știam unde să-l încadrez. Mi-am făcut, bineînțeles, între timp specializări, am devenit formator, life coach, consilier de dezvoltare personală, dar toate astea în sistemul lor nu mă mulțumeau pentru că le simțeam cumva limitative. Și de astea le-am dat o notă personală și am folosit din toate cursurile, specializările și acum mai fac cursuri. Le-am dat o notă personală și am luat din ele ce anume mă interesa pe mine, să folosesc, să aibă efect, nu mă interesa să aplic un sistem străin. Practic cu tinerii, eu cam asta încercam să fac, să-i ajut să se cunoască mai bine, să înțeleagă ce se petrece în lume, în lumea în care urmează să intre, să-și lămurească o ierarhie a valorilor personale și umane, ale umanității în general, și să-și facă niște obiective
care să fie bine aliniate cu misiunea lor, cu talentul lor, cu ce este de valoare în ei. Și oamenii, lucrând la asta, intrau practic în rosturile vieții lor. Încercau practic să-și găsească misiunea lor personală în viață. Da, astea sunt lucruri foarte importante, pentru că dacă nu-ți găsești misiunea vieții sau nu-ți găsești rostul, nu trăiești la întâmplare. Și dacă trăiești la întâmplare, nu ai să ajungi niciodată unde ai fost construit să ajungi. Foarte mulți oameni amână să facă lucrul ăsta. Tu ai observat lucrul ăsta? Adică eu personal mi-aduc aminte și știu, tu de ce crezi că amână oamenii să facă lucrul ăsta? Pentru că fiind atât de important, și totuși sunt oameni care le amână 10 de ani. 10 de ani. Care ar fi motivele? Știu așa răspunsurile generale pe care mi le dădeam și eu mie. Erau presiunea societății, n-am timp, n-am curaj, n-am încredere. Sau este o inerție, o rutină care te ține în responsabilitățile zilnice, în regulile societății, în așteptările cunoscuților, ale părinților, ale celor care te apreciază cumva, dar nu te cunosc. Toate astea sunt cumva niște justificări copilărești, ca și cum ai zice, sunt prea ocupat să fac toată ziua lucruri neimportante pentru alții care nu dau doi bani pe mine și care nu mă împlinesc, dar din cauza asta eu nu mai am putere să mă lămuresc ce vreau de la viață și mai ales ce vrea viața de la mine. Și mi-am dat seama că decât să-ți pierzi timpul și energia adunând scuze și motive pentru a nu face lucrurile astea care te-au împlinit, cel mai bine să folosești aceste resurse, adică timp și energie, pentru a găsi modalități de a le pune în practică toate aceste valori care sunt în chemarea ta. Da, cred că eu personal cred că orice om ar trebui să se întrebe despre rostul lui, despre misiunea lui în viață. Și cum anume poți să faci, să lucrezi la ea, să o împlinești. Pentru că lucrul ăsta poate fi cel mai important lucru în viața ta, a mea, a tuturor. Împlinirea întregii vieți poate depinde de găsirea misiunii și lucrarea ei. Știu, mulți spun că e o chestie complexă și nu au o structură, nu știu de unde să apuce. Eu personal m-am gândit ca în următoarele câteva, să fac câteva videouri și să prezint un pic structura pe care am aplicat-o eu și am șlefuit-o cumva în timp. Asta ar viza găsirea misiunii personale și împlinirea rostului tău în viață. Strategia mea se numește chiar ROST și vine, e un acronim care vine de la etapele acestei strategii, și anume rădăcini, orizonturi, strategie și tare ca piatra. Astea sunt etapele, sună interesante. Să știi că nu contează neapărat cum sună, cred că e foarte important cum se simt oamenii după ce trec prin strategia asta. Și mai important e cum se schimbă viața omului după ce trece printr-o strategie de felul ăsta de la cap la coadă. Și am să te rog să fii pe fază, că în următoarele două, trei videouri o să-ți prezint în detaliu conținutul strategiei ROST. Am să te rog să scrii o părere a ta în comentarii aici mai jos și să-mi spui ce crezi, să-mi spui o impresie măcar despre lucrurile astea. În regulă, ne vedem în următorul video și nu uita neapărat comentariu, da?